la vede mult. Ia cum imaginea ce bate în piept și astul luminezi. Vesna grea, doar tu ai risipit. Când ești lea de a primi domn din infinit. Și îngerii cântau, păstori se bucurau, corindul lor și azi mi-am văluit. Minunea s-a întâmplat, avem un împărat născut pentru a iubi și-am să ne închinăm lui Dumnezeu prin cântarea de sub numărul 724, imnul de slavă spre Domnul din ceruri, frați și surori, astăzi să-i înălțăm sufletul și viața noastră întreagă, cu bucurie să-i le închinăm. Imnuri de slavă spre Domnul din ceruri, frați și surori, astăzi să-i înălțăm sufletul și viața noastră întreagă. Doamne, ne închinăm și în seara aceasta și te binecuvântăm pentru că prin harul, mila și îndurarea ta suntem din nou în casa peste care este chemat numele tău. Credem din toată inima că așa cum ne-ai promis, când ne adunăm în numele tău, tu ești prezent. Credem în prezența ta în locul acesta și mai mult decât atât. Credem în binecuvântarea pe care tu ești gata să o reverși. În numele Domnului Iisus Hristos o cerem. Doamne, recunoaștem că dacă nu ești Tu cu noi, dacă Duhul Tău cel Sfânt nu ne autorizează și nu ne inspiră, tot ceea ce facem în locul acesta este zadarnic. De aceea, am vrea ca în primul rând să Te ocupi de noi cei care slujim. Am vrea să ne iei în stăpânirea Ta și am vrea să Te folosești de noi ca de niște unelte binecuvântate în mâna Ta. Mă rog pentru cântarea care se înalță, mă rog pentru poezie, mă rog pentru cuvânt și mă rog pentru tot ceea ce facem în seara aceasta aici. Dar, Doamne, cerem ca Duhul Tău cel Sfânt să se ocupe și de cei care sunt în casa Ta și au venit cu dorința aceasta de închinare. Te rog, vorbește-le și lor. Ajută-ne, Doamne, ca la sfârșitul slujbei să realizăm că a fost cu folos venirea noastră în casa Ta. Ne rugăm și pentru cei care ziua de astăzi nu pot petrece în închinare împreună cu noi fizic. Doamne, te rog să fii cu ei acolo unde sunt.
Unii sunt în spital, alții sunt la casele lor, alții sunt într-o parte sau în alta. Prin Duhul Tău te rugăm să ai un cuvânt și pentru ei. Îți mulțumesc pentru că Tu ești Dumnezeu, pentru că Tu vei lucra și îți vei însufleți lucrarea. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm. Amin. Continuăm închinarea prin cântarea de numărul 260. Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu, al lumii plăcere, n-o mai doresc eu. Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu, al lumii plăcere, n-o mai doresc eu. Mai mult ca bucuria-ți n-o prețuiesc, de te-am iubit că Scriptură, să citim cuvântul lui Dumnezeu așa cum este găsit la cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, începând cu versetul 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Și din cartea Apocalipsa, capitolul 1, începând cu versetul 5, a doua parte, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său, și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava
și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Ocupăm locurile și continuăm să ne închinăm dând slavă lui Dumnezeu prin cântare. 224, numărul cântării. Cât timp va fi Hristos, cât timp rămân cu El, cântatul meu melodios nu va înceta de fel. Cât timp va fi Hristos, cât timp rămân cu El, cântatul meu melodios nu va înceta de fel. Cântatul meu melodios nu va înceta de fel. El e al meu păstor, o cât-mi e de drag, cu hrană-mi vine-n ajutor când sunt străin pribiag. Cu hrană-mi vine-n ajutor când sunt străin pribiag. Când vine vreme grea, când toți mă părăsesc, rămâne El speranța mea, în El mă adăpostesc. De scap al meu picior, necazuri de-ar veni, alerg la-l meu iubit păstor, El mă va izbăvi. Domnul să fie slăvit. Amin. Aș vrea să vă salut cu un salut deosebit în ziua aceasta, pe care l-am găsit scris la Cartea Rut, atunci când Boaz vine la săcerători în afara Betleemului și spune către săcerători: Domnul să fie cu voi. Domnul să fie cu voi. Și săcerătorii au zis: Domnul să te binecuvinteze, amin. Să te binecuvinteze Biserica Domnului Ghețimani, amin. Sutașul Corneliu are o revelație, o descoperire din partea lui Dumnezeu și cheamă în familia lui pe Apostolul Petru, și aici, la versetul 33, spune așa: toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Amin. Noi suntem în casa lui Dumnezeu, toți suntem aici. A vrea ca în seara aceasta, prin cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne vorbească, Dumnezeu să ne cerceteze. Pentru că uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu: pe când rostea Petru cuvintele acestea și lămuria casa lui acestui sutaș, Duhul Sfânt a coborât peste toți cei ce erau și ascultau cuvântul lui Dumnezeu. Am vrea ca în seara aceasta Duhul Sfânt să coboare peste adunare. Amin? Amin. Și apoi am vrea, Doamne, ca toți credincioșii care sunt în casa lui Dumnezeu să aibă o revărsare a Duhului Sfânt în seara aceasta. Amin? Zice că erau mirați de primirea Duhului Sfânt și faptul că s-a revărsat și peste neamuri. Și Dumnezeu nu se uită la fața omului, ci se uită la inima omului. Slăvit să fie Domnul! Apoi zice cuvântul Domnului aici: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și răspunsul este nu. Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos.
Am vrea ca în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu să se reverse cu putere prin cuvântul lui în seara aceasta peste biserică. Toți cei care sunteți pe cadrul internetului, te rugăm frumos ca să vii și să te închini împreună cu noi. Duhul Sfânt să fie peste tine acolo în pat, acolo unde ești în suferință, în durere. Am vrea să ne ridicăm în picioare. Și cu frați, surori, de aici, de la cor, din sală și de la balcoane ne închinăm Domnului. Amin. Amin. Ai milă și amin. 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 Amin.
Amin. Pentru că Tu ești Tatăl nostru, ești Păstorul nostru, pentru că ești singurul care poți să binecuvintezi. Te rog să-ți lași binecuvântarea peste fiecare dintre noi la această frumoasă. Recunoaștem că avem nevoie de Tine, avem nevoie de putere. Atât de multe atacuri vin din partea celui rău. Așa de ușor, Doamne, ni se întunecă mintea, așa de ușor cădem în stări de desnădejde. Te rog, ai milă de noi, Doamne. Suntem înconjurați de întunere, dar pe noi ne-ai chemat să fim lumini. Pentru că ne-ai spus că cine te are pe Tine este în lumină. Ajută-ne, Doamne, să umblăm doar cu Tine pe pământul acesta. Te rog din toată inima să te îngrijești de cei bolnavi. Ai milă de ei, Doamne, cu siguranță strigă la Tine. Poate sunt descurajați. Te rog să le mărești credința. Amin. În numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt, m-a rugat. Amin. Amin. Ai milă, Doamne, atinge-te de el. Te rugăm. Te rugăm pentru
În primul rând mărește-ne credința. Da, așa, da. Cercetează-i, te rugăm și mâine. Iar pe cei care trec prin încercări, Doamne, te rugăm ei în brațe. Amin. Fii cu ei, cu familiile lor. Și cu toți cei dragi. Tată drag și tată scump. Aducem și bolnavii noștri spirituali. Îndură-te, Doamne, te rugăm. Doamne, îndură-te. Doamne, fie-ți milă. Așa cum te-a fost milă de noi. Te rugăm. Te rugăm, îndură-te și de el. Amin. Binecuvintează, te rugăm, lucrarea ta. Amin. Binecuvintează pe cel care va vorbi. Așa, Doamne, te rugăm. În toate, Doamne, dorim să te slăbim, să te rugăm și să-ți aducem în lauză ție. Primește-te, rugăm, închinarea noastră, pentru că ți-o aducem din toată inima. În numele scump și drag al Domnului Iisus, amin. Amin. Ocupăm locurile și continuăm să cântăm spre slava Domnului. 80 numărul cântării. De tot cufundat eram în păcatul lumii și pe Iisus nu știam nici vestea salvării. De tot cufundat eram în păcatul lumii și pe Iisus nu știam nici vestea salvării. Însă Iisus a venit, pe mine m-a aflat și din locul rătăcit El m-a salvat. Prin iubirea sa m-a aflat în valul de păcat și m-a în seara aceasta ca Duhul lui Dumnezeu să coboare peste adunare, Duhul lui Dumnezeu să ne umple viața, Duhul lui Dumnezeu să transforme viața celor care sunt pe calea
pierzării. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și apoi, Doamne, călăuzește pe slujitorii Tăi. Doamne, călăuzește biserica. Te rugăm ca în numele Domnului Iisus Hristos, Duhul Sfânt să ne călăuzească întotdeauna, în fiecare zi și la fiecare pas, în viața noastră. Amin. Amin. A Lui care ne iubește. S-a uitat Ioan la toată lucrarea Domnului Iisus Hristos și au trecut 2000 de ani și mai bine și încă Domnul Iisus Hristos ne iubește. Haideți în seara aceasta să îi mulțumim lui Dumnezeu, să-i mulțumim Domnului Iisus Hristos că încă ne mai iubește. Romani la capitolul 5, versetul 8, spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. La El nu e numai vorba, la El e faptă, slăvit să fie numele Lui. Și El și-a dat viața pentru noi. Să-i mulțumim pentru că încă ne mai iubește. Și apoi să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a spălat viața, sufletul, cu sângele cel mai scump din universul acesta, cu sângele scump a Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Haideți să cerem în seara aceasta curăție, să ne mai spele Dumnezeu, pentru că încă mai avem păcate în viața noastră. Spuneți-i Domnului Iisus Hristos, Doamne, sunt atâtea lucruri care te dezonorează pe Tine. Doamne, în viața mea Tu știi, Tu cunoști. Mai spală în viața, Doamne. Mai spală și pe ei mei, și pe a copiilor mei, și pe a celor dragi ai mei. Spală-ne, Doamne, cu sângele Domnului Iisus Hristos. Și apoi, a făcut ceva frumos cu biserica, cu cei răscumpărați, zice cuvântul Domnului aici, că a făcut din noi o împărăție. Noi suntem împărăția lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. A făcut din noi o împărăție și preoți, preoți pentru Dumnezeu. Are nevoie Dumnezeu de preoți? Are nevoie Dumnezeu de preoți. Doamne, ajută-ne să fim preoții lui Dumnezeu. Să facem slujbele pe care le place lui Dumnezeu. Pentru că zice cuvântul lui Dumnezeu aici, a Lui să fie slavă. Dați slavă lui Dumnezeu. Dați slavă lui Dumnezeu. Și apoi puterea este a lui Dumnezeu. Slăvit să fie în numele Lui. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților și toată slava e a Lui. Aș vrea ca în seara aceasta să ne ridicăm și să continuăm să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru că încă nu mai iubește. Deși am fost păcătoși, Dumnezeu ne-a iertat. Dumnezeu ne iubește. Te iubește și pe tine, prieten drag. Apoi să mulțumim Dumnezeu pentru că continue să spele, să curățească viața noastră. Avem nevoie de curăție în viața noastră. Și să mulțumim lui Dumnezeu pentru că am făcut din noi o împărăție preoți. Și toată slava este a Domnului nostru. Slăvit să fie numele Lui. Cu frați de aici, din Bină, din sală și de la balcoane, ne închinăm înaintea Domnului. Așa. Amin. Amin. Iartă, Domnul. Amin. 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 Te rog. Te rog. Slavă ție, Doamne. Amin. Amin.
Amin. Amin. Da, Doamne. Amin. Înaintea ta, împăratul împăraților și Domnul domnilor, cu bucurie venim în aceste momente al biserii să-ți mulțumim pentru că așa mult ne-ai iubit. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ne iubești. Îți mulțumesc, Doamne, că a fost o zi când te-am cunoscut. Slavă ție! Doamne, uitându-ne la noi, ne dăm seama că haina sufletului prin murdărirea acestei lumi de multe ori ne-am pătat-o. Te rog, Doamne, să ne ierți, să ne încălțești. Mulțumesc pentru că sângele Tău și astăzi mai scoală vina păcatelor, Doamne. Mulțumim. Știm, Doamne, că numai rugăciunea cunoscută dintr-o inimă curată va fi ascultată. De aceea, Doamne, înainte de toate, te rog să ne curățești. Amin. Știm că voia Ta este sfințirea noastră. Ajută-ne, Doamne, să trăim o viață plăcută înaintea Ta și înaintea oamenilor. Îți mulțumesc și te slăvesc, pentru că numai prin Tine putem fi diluiți. Doamne, te rog acum ca Tu să lași harul și binecuvântarea Ta peste tot ceea ce se va face. Amin. Amin. Doresc, Doamne, să ai un cuvânt de învărbătare pentru toate Amin. Pentru cei obosiți, pentru cei împovărați, Doamne, te rog ca Tu să te înduci și de cei bolnavi. Sunt atâția, Doamne, Tu-i cunoști pe nume pe fiecare și crede-n, Doamne, că numai rugăciunea făcută cu credință va tămădui pe cei bolnavi. De aceea, din toată inima, te rugăm, atinge-te, Doamne, Binevit Suprem, îți mulțumesc și te slăvesc, pentru că lucruri mari faci. Amin. Amin. Slavă ție, Doamne. Așa e. Ajută. Amin. 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 Tatăl nostru care ești în cer, îți mulțumesc în numele Domnului nostru Iisus Hristos pentru harul și bucuria care a dat-o peste adunare să ne adăm în casa Ta de Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristos, să vin înaintea Ta cu smerenie și te rog, Doamne, să ne curățești, Amin. Să ne sfințești, să ne dai putere să umblăm în căile Tale, să plătim poruncile Tale, Ajută-ne. Să ne dai putere să te mântuiștim în tot timpul în locul, Doamne. Să ne putere să ne zborcim, Doamne, în cei vrea să-i lor, care au făcut o desprindere în rugăciune, Doamne.
Doamne, Tată, vii, te rog în numele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru surorile mele de credință, să le faci sare și lumină în biserică mare. Te rog, Doamne, pentru mine și frații mei de credință, să ne faci, Doamne, niște preoți în casă. Amin. Din umblarea noastră, prin preamul nostru, tu o să fii scăriți. Amin. Îți mulțumesc, te slăvesc și te preamărești pentru bunătatea ta, pentru dragostea ta, pentru credincioșia ta, pentru îndelunga ta răbdare care a avut-o. Mulțumim. Toată slava, cinstea, gloria și onoarea să fie a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Ocupăm locurile și cântăm spre slava Domnului. 225, numărul cântării. El m-a condus, ce glorie, cuvinte de mângâiere, oriunde aș fi, orice aș face, mâna Domnului mă duce. El m-a condus, ce glorie, cuvinte de mângâiere, oriunde aș fi, orice aș face, să ne ridicăm în picioare și un frate și o soră. Ne rugăm pentru frații păstori, pentru fratele păstor Titu și pentru fratele păstor Sergiu, ca Dumnezeu să îi însoțească și să le dea putere în cuvânt în seara aceasta, cu un frate și cu o soră. Ne rugăm, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, noi, poporul adunat, Doamne, în numele Tău, în casa Ta, în locașul Tău cel Sfânt, să privești cu milă și îndurare spre inimile noastre. Da. Avem nevoie, Doamne, de cuvântul Tău. Da. Te rugăm frumos să îmbraci cu putere pe slujitorul care ne-a ales să ne vestească cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru fratele Titus. Da. Te rugăm, Doamne, prin cura lui să vorbești sufletelor Amin. Noastre. Te rog apoi nouă tuturor, dă-ne o inimă deschisă pentru cuvânt. Așa. Să primim cuvântul în viețile noastre. Și acest cuvânt să aducă rod în sufletele noastre. Da. Vrem, Doamne, să fim plăcuți înaintea Ta. Da. Vrem, Doamne, să fim așa cum Tu dorești să fim în lumea aceasta. Amin. De aceea Te rugăm, Doamne, să ne vorbești. Amin. Privim, Doamne, și spre biserica de la numărul 1, acolo unde este fratele Sergiu. Da. Te rog să-L îmbraci cu putere. Amin. Te rugăm să-I dai har și cuvânt din partea Ta. Celor ce vor asculta, dă-le o inimă deschisă pentru cuvânt. Bă, ca și acolo lucrarea Ta să propășească. Așa, vrem, Doamne, să vedem că ești Cel ce dai biruință, Doamne. Amin. Și împreună, Doamne,
putem să aducem oameni de la pierzare la mântuire. În numele Domnului Iisus Hristos, fă-ne vrednici de această lucrare. Dă-ne înțelepciune și har în tot ceea ce vom face. Amin. Amin. Da, Doamne, mulțumim. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile și ne vom închina împreună cu corul. Slăviți să fie Domnul! Se pare că astăzi încheiem ceea ce noi am așteptat cu drag, am așteptat sărbătorile de iarnă și astăzi este ultima zi în cadrul acestor sărbători și nu putem să spunem altceva decât binecuvântat să fie Dumnezeu pentru felul în care am putut petrece sărbătorile. Vă aduceți aminte de sărbătorile pascale de anul trecut? Când a trebuit să stăm acasă? Când n-am putut să ne adunăm, n-am putut să ne închinăm lui Dumnezeu, la sărbătorile acestea, chiar dacă nu așa cum ne-am fi dorit, chiar dacă a trebuit să venim așa etapizat, am putut totuși să fim în casa Domnului și zicem slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. E adevărat, zic că se simte și oboseala, se simte și faptul că suntem la final de sărbătoare, dacă în zilele de Crăciun
Rămânea puțin timp pentru mesaj. Erau multe, multe contribuții, poezii, cântări, la fel și la anul nou. Astăzi se pare că lucrurile sunt mai relaxate. Nu mai este așa o de mare emulație, așa de mare aglomerație la slujire, dar îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru faptul că Duhul Sfânt este același și El lucrează în același mod. Slăvit să fie numele Lui! Cu drag vă salutăm în casa lui Dumnezeu pe toți cei care sunteți prezenți fizic și în această seară și ne rugăm ca Dumnezeu cel preanalt să vă binecuvinteze. Nu se poate un timp mai frumos, un timp mai binecuvântat decât cel petrecut în casa lui Dumnezeu, uitându-ne la lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în vederea mântuirii sufletelor noastre. Fiți bineveniți toți cei care sunteți în seara aceasta aici. Salutăm ca de fiecare dată și pe cei care nu sunt cu noi. Sunt unii care ne urmăresc prin intermediul internetului pentru că sunt izolați, pentru că sunt bolnavi, pentru că sunt în anumite circumstanțe care nu le permit să fie fizic aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră. Și de asemenea salutăm și pe cei care anul acesta și-ar fi dorit, sau sărbătorile acestea le-ar fi dorit să le petreacă împreună cu familia, dar care n-au avut această posibilitate. Dumnezeu să se îndure și Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei. Îngăduiți-mi să fac acum și o mărturisire, o indiscreție. Azi dimineață, după terminarea slujbei, spuneam fratelui păstor, fratelui Sergiu, să te însoțească Domnul, să te binecuvinteze în slujire după amiază la numărul 1. Și fratele Sergiu mi-a spus un cuvânt așa, adică o expresie care m-a șocat puțin. Ce mi-e groază. Și zic, dar de ce? Că doar te duci să predici Evanghelia, nu-i drum lung de făcut. Zice, mă rup cu greu de biserică. Și asta mi-a fost drag. Mi-a plăcut lucrul acesta că așa a lucrat Dumnezeu ca biserica să se lipească de fratele Sergiu și Sergiu să se lipească de biserică. Slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Însoțiți-l în rugăciune, în slujba pe care o face la biserica numărul 1, Biserica Sfânta Treime. Și mă bucur că în orașul acesta putem să depunem o mărturie că suntem frați, chiar dacă ne adunăm în locuri diferite, în case diferite, dar avem același Dumnezeu pe care îl slujim, același interes. Și interesul nostru este promovarea împărăției lui Dumnezeu în Caransebeș. Domnul să-l însoțească pe fratele Sergiu acolo și Dumnezeu să ne însoțească și să ne binecuvinteze pe noi aici. Amin. Vom asculta corul cântând spre slava lui Dumnezeu. După cântarea corului, Cristina va da slavă lui Dumnezeu cu o poezie, Teofina cu o cântare și apoi din nou corul. Thank you.
fă-ți timp. În sor de zi, chiar dacă-i dulce somnul, trezește-te ca să vorbești cu Domnul. Secretul pentru o viață reușită e să te rogi la vremea potrivită. La întâlnirea ta cu Creatorul, nu trebuie să aduci traducătorul, nici să vorbești vreo limbă înțeleaptă. El poate gândurile să-ți citească. Te vrei ca să ajungi la biruință, te luptă să rămâi tare în credință. Când pe genunchi te-ai aplecat în rugă, Satana tremură și o ia la fugă. Când rugăciunea ta în taină suie, e cheia care cerul îl descuie. Nu-i poate sta în cale nici tavanul și nici n-o poate auzi dușmanul. Iar, ca să poți să fii în siguranță, nu te ruga cu mâinile pe cleanță. Poți să întârzi puțin călătoria. Mai importantă este părtășia. Gândește-te să-ți faci o programare și să începi chiar de la deșteptare. La prânz și apoi când soarele apune, tu să fii neclintit la rugăciune. Eu știu că zilnic ești în mare grabă și ți este greu ca să renunți la treabă. Dar dacă vrei a Domnului prezență, fă-ți timp și vino în audiență. Amin. A trecut încă un an, ca și cum n-ar fi fost, dar în cartea din ceruri s-au scris fapte bune, vorbe rele, tot ce am gândit, promisiuni ce nu le-am împlinit. Mă întorc cu durere, Părinte divin, și te rog să-mi dai azi iertare. Nu am fost cum ai vrut, iartă-mă, Iisus iubit, scrie-n dreptul meu azi îndurare. Mă întorc cu durere, Părinte divin, și te rog să îmi dai azi iertare. Nu am fost cum ai vrut, iartă-mă, Iisus iubit, scrie-n dreptul meu azi îndurare. N-am cuvinte de ajuns, Doamne, a-ți mulțumi pentru tot ce-am primit de la tine. Nici o clipă, niciodată nu m-ai părăsit. Tu ești drept, măreț, slavă ție.
dreptul meu azi îndurare. Mă întorc cu durere, Părinte divin, și te rog să-mi dai azi iertare. Nu am fost cum ai vrut, iartă-mă, Iisus iubit, scrie-n dreptul meu azi îndurare. Lângă tine, Iisuse, eu vreau să rămân, chiar de vânturi și ploi au să vină, căci cu tine prin toate ies biruitor. Cât de bine, Iisuse, cu tine. Mă întorc cu durere, Părinte divin, și te rog să-mi dai azi iertare. Nu am fost cum ai vrut, iartă-mă, Iisus iubit, scrie-n dreptul meu azi îndurare. Mă întorc cu durere, Părinte divin, și te rog să-mi dai azi iertare. Nu am fost cum ai vrut, iartă-mă, Iisus iubit, scrie-n dreptul meu azi îndurare. Scrie-n dreptul meu azi îndurare.
De ce-s cuprins de grijuri? De ce-s îndurerat? Inima mie mâhnită, iar sufletul întristat. Doar Iisus Salvatorul cu mine-i neîncetat. El păsăria rănește, nici de mine nu va uita. El păsăria rănește, nici de mine nu va uita. Cântarea fericirii înalți spre slava sa. El păsăria rănește, nici de mine nu va uita. 723. Când ispitit mă aflu și noaptea mă cuprins, pe buze n-am cântare, iar zelul mi s-a stins. Privesc atunci la Iisus și viața iar s-a prins. El păsăria rănește și de crin e grija sa. El păsăria rănește, nici de mine nu va uita. Cântarea fericirii înalți spre slava sa. Luptând inima voastră să nu se tulbure, Iisus așa îmi spune și pace-mi dăruie. Doar calea adevărul și viața-i numai e. El păsăria rănește și de crin e grija sa. El păsăria rănește, nici de mine nu va uita. Cântarea fericirii înalți spre slava sa. El păsăria rănește, nici de mine nu va uita. Thank you.
Poate că ești bolnav în seara aceasta și ai nevoie de Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să te ajute să-ți pui încrederea în El. Cântă împreună cu mine cântarea aceasta și Domnul să îți întărească trupul și sufletul și cei care sunt deznădăjduiți să cânte împreună cu mine. Tăria mea, tăria mea, ești tu, ești tu, Părinte, prin încercarea cea mai grea, cu tine merg înainte. Tăria mea, tăria mea, prin încercarea cea mai grea, tine merg înainte. Tăria mea, tăria mea, ești tu, ești tu, Iisuse, când mi-e rănită inima, tu-mi dai puteri nespuse.
calea cea mai grea. Cu tine merg înainte. Tăria mea, tăria mea, ești tu, o Duh de viață. Prin tine am și voia mea, izbândă mai măreață. Tăria mea, tăria mea, prin tine cea mai grea, cu tine merg înainte. Tăria mea, tăria mea, mă-nchin mărire ție, cu tine mă voi lăuda și acum și-n veșnicie. Tăria mea, tăria mea, cu încercarea cea mai grea, cu tine merg înainte. V-am mai spus o întâmplare aceasta când s-a construit linia ferată între Oravița și Anina și când s-a dat drumul pentru prima dată la locomotivă, la tren, s-a făcut anunț, s-a anunțat că va avea loc inaugurarea liniei ferate, că se va face probă pentru tren și s-a adunat multă lume acolo și s-a uitat la matahala aceea de fier. Au văzut că n-are nici cai, n-are nici boi care să tragă și se întrebau: dar cine poate să o pună în mișcare? Și a venit mecanicul, a făcut ceea ce trebuia să facă și locomotiva a pornit. Când locomotiva a pornit, acum întrebarea era alta: cine o mai oprește? Și s-a oprit. Dau slavă Domnului pentru toți cei care în seara aceasta s-au adăugat, la cei care și-au anunțat disponibilitatea de slujire și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și în continuare. Dacă va fi cu voia și îngăduința Domnului, ne vom întâlni din nou în casa lui Dumnezeu vineri seara. Mâine e zi de pauză, dar vineri seara, începând cu ora 18, ora 6, vom fi din nou aici pentru închinare. Și reiau anunțul pe care l-am făcut în ultima vreme, anume acela că în cadrul slujbelor de vineri seara o să abordăm studiu biblic, tematica de studiu biblic, și am vrea să reluăm acea practică, zic eu, ziditoare, folositoare și pentru cei care studiază Scriptura, dar și pentru cei care vin în casa lui Dumnezeu, ca în cadrul timpului de studiu biblic să fie frați care să ia cuvântul. Ne rugăm ca Dumnezeu să motiveze pe tot mai mulți așa de a fi preocupați de Scriptură și în felul acesta să aducă mesaj de zidire pentru biserică. Tot în contextul acesta, îngăduiți-mi să mai fac un anunț. Probabil că ați observat că sunt și calendare format mai mare. Până acum era doar formatul acela mic, pliantul acela pe care îl puneam în Scriptură. Acum este și formatul acesta mai mare, formatul A3, așa, în limbajul tehnic. Suntem bucuroși să vă anunțăm că și acesta e gratis. Mulțumim fratelui Jean încă o dată pentru faptul că ni le pune la dispoziție. Dumnezeu să-i răsplătească și Dumnezeu să-l binecuvinteze. Deci dacă aveți sau mai aveți nevoie atât de pliante cât și de calendarele acestea, sunt la garderobă și dacă nu sunt, spuneți-ne și cred că veți putea să le aveți. Apoi ne vom întâlni în casa lui Dumnezeu și duminică, dar din păcate după regulile cu care ne-am obișnuit, pe care deja le știți. Cu unii ne vom întâlni de dimineață, cu ceilalți ne vom întâlni după amiază, dar îmi place să cred că în Duhul ne întâlnim cu toții și ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui! Acum ne vom închina prin cântare și ne vom închina și cu daruri de bunăvoie. ...120, numărul cântării, vino la apa vieții, setos, ostenit și slab, vino că nu în zadar vii, aici vei afla repaus. V-
Vino la apa vieții, setos ostenit și slab. Vino că nu în zadar vii, aici vei afla repaus. Grăbește-te, nu întârzia, viața veșnică-ți va fi plata. Aici e apa vieții, aici fie ținta ta. La acest izvor grăbește, umple-te de credință. Aici păcatul se șterge, aici se împarte milă. Grăbește-te, nu întârzia, viața veșnică-ți va fi plata. Aici e apa vieții, aici fie ținta ta. Vino la acest izvor sfânt, vin de care vei primi. Vezi, izvorăște viața, biacă fericit vei fi. Grăbește-te, nu întârzia, viața veșnică-ți va fi plata. Aici e apa vieții, aici fie ținta ta. Citim cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt pe care îl găsim scris în Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 3, începând cu versetul 1. Evanghelia după Matei, capitolul 3, începând cu versetul 1, este partea din Scriptură pe care o vom citi în această seară. În vremea aceea a venit Ioan, botezătorul, și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curia. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înși vă: avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână și va curăți cu desăvârșire aria și va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis: lasă-mă acum, căci așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu, pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Ne închinăm Domnului în rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, vin și eu
în seara aceasta să-ți mulțumim, Doamne, pentru bucuria de a fi împreună astăzi aici. Te rog, Doamne, să binecuvintezi biserica aceasta, Doamne. Amin. Te rog să binecuvintezi tot ceea ce se face în casa ta asta. Da. Te rog să binecuvintezi cântarea. Te rog, Doamne, să binecuvintezi poezia, Doamne. Te rog, da, să binecuvintezi cuvântul Tău care Amin. S-a citit. Te rog, Doamne, să dai putere fratele păstor în propovăduirea Evangheliei, Doamne. Da. Te rugăm, Doamne, să ai grijă și de bolnavii din poporul Tău. Ai milă și îndură-te. Te rog, Doamne, să-i mângâi, Doamne, și Amin. Să-i dai vindecare, Doamne. Da. Te mai rugăm, Doamne, să binecuvintezi și aceste daruri. Așa, Doamne. Te rugăm. Să binecuvintezi, Doamne, și Dătătorul Voios. Amin. Și pe cei ce mânuiesc aceste daruri, Doamne, te rog să le dai înțelepciune. Amin. Să le folosească spre lărgirea împărăției Tale. Da. Pentru toate îți mulțumim și te slăvim. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Evanghelistul Matei își începe relatarea într-un mod destul de abrupt în ceea ce privește începutul lucrării lui Ioan Botezătorul și implicit începutul lucrării publice a Domnului Iisus Hristos. Ați observat care este cuvântul pe care îl folosește la începutul capitolului 3? În vremea aceea. Dar despre ce fel de vreme e vorba? Cum am putea să datăm în timp vremea aceea? Și v-aș spune că Matei nu e preocupat de asta. Dacă vreți, cel care este preocupat de cronologia evenimentelor, de timpul în care au loc evenimentele, o puteți face uitându-vă în Evanghelia pe care o scrie Luca. Și evanghelistul Luca, tot în capitolul 3, el este cel care precizează ce fel de vreme, spune anul domniei lui Cezar, cine erau cârmuitori, cine erau dregători acolo, cine era mare preot în vremea aceea. Și Luca este preocupat, zic, de datarea în timp. Matei însă vorbește despre o altfel de vreme și el spune în vremea aceea. Despre ce fel de vreme era vorba? Și am putea să spunem că este vremea în care Dumnezeu a decis să întrerupă tăcerea. Au fost 400 de ani de când nu s-a mai ridicat nimeni în Israel care să spună așa vorbește Domnul. Trecuseră vreo 400 de ani când Dumnezeu n-a mai vorbit și acum Dumnezeu decide să întrerupă tăcerea și Dumnezeu îi dă un mesaj unui predicator, aș putea să spun, a unui om care era destul de ciudat. Era ciudat prin felul în care se îmbrăca. Înțelegem că nu ăsta era portul vremii în timpul acela, că nu haina de păr de cămilă și nu brâul de curea erau hainele care le purtau ceilalți, pentru că altfel Matei nu le-ar fi scos în evidență. Era un predicator care nu numai că se îmbrăca ciudat, dar avea și un regim alimentar, o dietă ciudată. Și Scriptura ne spune că se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică, dar mai mult decât atât avea și un mesaj ciudat. Avea un mesaj cu totul și cu totul diferit. Mă gândesc așa, ce bine că Ioan nu a fost la școlile teologice de astăzi. Că la școlile teologice de astăzi, studenții sau cei care frecventează aceste cursuri sunt învățați printre altele și li se spune aveți grijă cum vă adresați. Nu cumva să supărați, să ofensați pe cineva, nu cumva să jigniți pe cineva, faceți ca toți să se simtă bine. Apoi imaginați-vă dumneavoastră ce s-ar întâmpla dacă atunci când vine cineva la casa Domnului, am stat păstorii acolo în hol și am spune, bine ai venit pui de năpârcă. N-ar mai veni nimeni la biserică. Ciudat este că Ioan folosește limbajul acesta, este un limbaj dur, este un limbaj direct și cu toate acestea Scriptura ne spune că predica lui sau predicarea lui se bucura de o mare popularitate. Erau mulți care veneau și nu numai doar din împrejurim, veneau de la distanță și popularitatea lui Ioan era crescând, mergea din ce în ce mai, era din ce în ce mai vestit. Și în contextul acesta mai apare încă o mențiune și Scriptura vine și ne spune atunci, adică în vremea aceea, a venit și Domnul Iisus Hristos. În seara aceasta însă aș vrea să vă atrag atenția și vom porni mesajul de la versetul
pornim mesajul de la versetul 9. Și aici Ioan se adresează iudeilor cu următoarele cuvinte. Să nu credeți că putem zice în, că puteți zice în voi înșivă, avem ca tată pe Avram. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii ai lui Avram. Întrebarea mea este, se înșelau iudeii când spuneau avem ca tată pe Avram? Și totuși, Ioan vine și le spune, nu cumva să vă amăgiți. Nu cumva să credeți că dacă aveți ca tată pe Avram, lucrurile sunt rezolvate, că de acum toate lucrurile sunt în ordine. Și lucrul acesta, să știți că nu l-a folosit, sau imaginea aceasta n-a folosit-o doar Ioan. Întoarceți cu mine, dacă vreți, în Evanghelia după Matei, Evanghelia după Ioan, la capitolul 8. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 8, este relatată discuția pe care Domnul Iisus Hristos o are cu iudeii din vremea lui. Și ascultați, vă rog, ce spune Scriptura, și este afirmația pe care o fac evreii. Ioan, capitolul 8, versetul 33. Ei au răspuns, noi suntem sămânța lui Avram. Versetul 37. Domnul Iisus Hristos zice, știu că sunteți sămânța lui Avram. Pentru că în versetul 39 Mântuitorul zice, dacă ați fi copii ai lui Avram, ați face faptele lui Avram. Nu vi se pare că Domnul Iisus Hristos parcă puțin este nehotărât? În versetul 37 vine și spune, știu că sunteți fii ai lui Avram. Știu că voi descindeți, genealogic vorbind, din Avram. Dar când mă uit la felul în care a trăit Avram, când mă uit la faptele lui Avram și când mă uit la faptele voastre, voi nu mai semănați cu Avram. Voi doar vă înșelați că l-aveți ca tată pe Avram. Și Domnul folosește cuvinte mai dure acolo, pe care nu vreau să le reproduc în această seară. Dar aș vrea să remarcați că Ioan face afirmația aceasta, ce să nu vă amăgiți. Să nu cumva să considerați că dacă voi descindeți din Avram, toate lucrurile sunt în ordine. Și atunci, mesajul din seara aceasta l-am intitulat Când botezul nu este o amăgire. Vedeți dumneavoastră, aici mă adresez unor oameni care sunt botezați, care au fost botezați. E important pentru noi să înțelegem când anume botezul nu este o amăgire. Pentru evrei era, sau pentru iudei, era important să știe când anume descendența lor din Avram nu era doar o amăgire, nu era doar așa un fapt genealogic sau ereditar, ci avea implicație, avea urmări. Pentru că făgăduințele pe care Dumnezeu le făcuse lui Avram erau extraordinare și toți iudeii doreau lucrul acesta. Ei, când botezul nu este o amăgire? Și sunt trei lucruri pe care vreau să-l menționez în această seară. Și mai întâi, aș spune, botezul nu este o amăgire atunci când la temelia botezului nu este un obicei sau nu este obiceiul. Acum vedeți dumneavoastră, noi vorbim despre obicei sau a face ceva din obicei sau a face ceva pentru că așa avem obiceiul sau ne-am deprins un obicei. Despre Domnul Iisus Hristos. Despre Domnul Iisus Hristos ni se spune că într-o zi de sabat a intrat în sinagogă și știți care e mențiunea Scripturii? După obiceiul lui. Și înțelegem că Domnul Iisus Hristos își făcuse un obicei ca în ziua sabatului să meargă în sinagogă. Nu cred că este cineva care consideră că Domnul Iisus Hristos mergea la sinagogă de obicei. E frumos și e bine ca noi să ne facem un obicei din a veni la casa Domnului, în a veni la casa lui Dumnezeu, dar e trist dacă venim la casa Domnului numai de obicei. Și observați, vă rog, Scriptura vine și ne spune că în vremea aceea popularitatea lui Ioan a crescut mult. Oamenii auzeau predica lui Ioan, au auzit predicarea lui Ioan și au început să se adune. Și iarăși recitesc cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 5, zice, locuitor din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului au început să vină la el. Știți ce înseamnă asta? Deja devenise o modă să te botezi.
Deja mulți veneau, se botezau, pentru că așa era obiceiul vremii. Dragii mei, haideți să recunoaștem că pentru mulți botezul nu este altceva, sau la baza botezului, nu este altceva decât obiceiul pe care îl avem. Aș da două, sau aș merge în două direcții. Ați observat dumneavoastră că la bisericile sau în bisericile tradiționale, imediat câteva săptămâni, câteva luni și copiii nou născuți sunt aduși la botez. De ce? Așa e obiceiul. Așa e obiceiul ca să fie duș. Nimeni nu se interesează, sau pe nimeni nu interesează dacă e bine sau rău, pe nimeni nu interesează dacă, sau care este fundamentul, de ce, dar așa e obiceiul. Și aduc copiii la botez, dar nu numai bisericile tradiționale. Ce ziceți la noi? Sunt unii care s-au mai botezat așa de obicei. Păi uite, cresc copiii noștri în casa Domnului și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și se uită. S-a botezat ăla, s-a botezat celălalt, s-au botezat cei care sunt de vârsta mea, apoi trebuie să mă botez eu, că ăsta e obiceiul. Și observați dumneavoastră că putem să avem obiceiul la baza botezului nostru. Obiceiurile acestea parcă nu ne interesează pe noi prea mult de unde vin, ce semnificație au, toate lucrurile acestea, dar ele trebuie respectate cu sfințenie, pentru că dau bine în ochii oamenilor. Se uită ceilalți și dacă respectăm obiceiurile, suntem bine văzuți și lucrul acesta ne atrage aprobarea sau considerația în ochii celorlalți. Relatează Scriptura despre Pilat, că Pilat avea și el un obicei. Și obiceiul lui Pilat era acela ca la sărbătoarea pascală, la sărbătoarea Paștelor, să slobozească evreilor sau iudeilor un întemnițat. Dar e mențiunea Scripturii acolo. Știți ce întemnițat avea obiceiul să le slobozească, să le elibereze? Pe care îl cereau ei. Și ei spuneau, îl vrem pe. Și Pilat avea obiceiul să le îndeplinească cererea. La un moment dat, Pilat are doi întemnițați. Unul este nevinovat. A încercat Pilat, l-a închetat în toate felurile și a ajuns la aceeași concluzie. Nu găsesc nicio vină în omul acesta. Numai Pilat acum auzează de obicei și Pilat spune, uite, am obiceiul să vă slobozesc pe unul dintre întemnițați. Acum voi pe cine-l vreți? Și Scriptura vine și ne spune, și dumneavoastră cunoașteți că ei au spus pe Baraba, și știți ce face Pilat? Ca să dea bine în ochii lor, păstrează obiceiul pe Baraba. Îl vreți pe Baraba, vi-l dau. Și vă observați cum poate ca un lucru să devină doar un obicei. Și din păcate, dragii mei, pentru mulți botezul nu este astăzi altceva decât un obicei. Și când botezul are la bază un obicei, când ne botezăm pentru că așa e obiceiul, lucrul acesta este o mare amăgire. Botezul nu este o înșelare, nu este o amăgire, atunci când nu se bazează pe obicei, ci se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Păi nu la voia întâmplării evanghelistul Matei, înainte de a vorbi despre botez, vorbește despre predica lui Ioan Botezătorul, despre ceea ce predica Ioan Botezătorul. Și Ioan Botezătorul predica și spunea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Uitați-vă, vă rog, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Și veți observa că acolo botezul despre care vorbește Scriptura nu este rezultatul obiceiului celor din Iudeea de atunci, ci a fost urmarea propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu. Zice Scriptura, cei ce au auzit cuvântul au rămas străpunși la inimă și apoi au venit la apostol și au zis, fraților, ce să facem? Întrebarea mea este următoarea. Botezul dumitale, ce a avut la bază? Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu sau un obicei pe care poate l-ați îmbrățișat, care poate că ne-a impresionat și am zis, măi, dacă ăsta e trendul, pentru că așa era, spune Scriptura, asta era moda vremii, toți să vină la Ioan să se boteze în Iordan și atunci am zis și noi, băi, dacă se botează toți, hai să mă botez și eu.
Dacă aceasta ne-a condus spre botez, atunci botezul nostru este o mare amăgire. Botezul nu este o amăgire atunci când se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, pe ceea ce spune Dumnezeu prin cuvânt și nu se bazează pe obiceiurile sau pe ceea ce este la modă în vremea respectivă. Un al doilea lucru. Botezul nu este o amăgire atunci când nu este doar o formă fără conținut. Ne uităm în Scriptură și dacă ne uităm în vremea în care propovăduia Ioan, găsim o formă a botezului, un tipar după care decurgeau botezul. Da. Știți ce spune Scriptura? Că veneau oamenii, își mărturiseau păcatele și erau botezați de Ioan în râul Iordan. Asta era forma. Astăzi, dacă ne gândim, vorbim de o formă a botezului. Putem vorbi astăzi de o formă a botezului. Slăvit să fie Domnul pentru botezurile care le-am avut în anul trecut. Vă aduceți aminte? Vorbim de forma botezului. Cum sunt îmbrăcați candidații de botez? Cum au fost îmbrăcați? Ce s-ar fi întâmplat dacă unul dintre ei ar fi venit, eu știu, îmbrăcat în haine colorate? Ar fi fost ciudat, nu-i așa? Toți s-au păstrat forma, toți s-au îmbrăcat în haine albe. O, dacă lucrul acesta are și semnificația care ar trebui să o aibă, nu e rău. Dar dacă ne îmbrăcăm în haine albe numai să păstrăm forma, atunci e o problemă. Ați observat dumneavoastră că atunci când candidatul pentru botez intră în baptistier, este o formă, nu? La fiecare în mod invariabil li s-a pus o întrebare sau întrebări. Și întrebarea a fost, crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Care a fost răspunsul? Da, cred. Dacă asta a fost o exprimare sinceră a credinței, e bine. Dar dacă asta a fost doar o formulă care trebuie rostită în baptistier, atunci a fost doar o formă. Și merg mai departe și știți că botezătorul, cel care botează, zice, pe baza mărturisirii credinței tale, la porunca lui Dumnezeu, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și asta e formă. Nu schimbăm formula, că asta e forma. Și suntem atenți la formă. E, dragii mei, când botezul este doar o formă, dar care n-are conținut, și vorbeam despre hainele albe și vorbeam despre toate celelalte și chiar despre actul în sine a botezului, că botezul, de fapt, trebuie să aibă conținut. Ce semnifică botezul? Romani, capitolul 6. Romani, capitolul 6, versetul 4. Și aici cuvântul lui Dumnezeu spune următoarele. Noi, deci, prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Ce înseamnă asta? Conținutul botezului este o piatră de hotar. Este o despărțire categorică între ceea ce am fost și în ceea ce suntem. Haideți să fim practici în seara aceasta. Ne gândim puțin la botezul nostru. După ce ne-am botezat, trăim o viață nouă sau trăim doar aceeași viață? Doar că este înainte de botez și după botez. Uitați-vă dumneavoastră, spre exemplu, Scriptura și Domnul Iisus Hristos vine și spune așa. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să iubești pe cel care te iubește și să-l urăști pe cel care te urăște. Asta zice, cel din vechime așa a zis. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, cum ți se face, așa se face. Asta este viața veche. M-am botezat, cineva mă urăște, cum răspund? Care este reacția pe care eu o am atunci când mă urăște cineva? Cineva mă bleastă-mă. Știți, când la un moment dat a îndrăznit unul să-l bleastăme pe împăratul David, un viteaz al lui David, Abishai, știți ce zice? Împărate, mă lași să mă duc să închid gura. Zice, îi dau una și n-are nevoie de a doua. Când cineva mă bleastă-mă, care este răspunsul meu? Viața veche spune, fă-i la fel. Răspunde cu aceeași monedă. Viața nouă vine și spune, binecuvântați pe cei care vă bleastă, mă. Cineva îmi face rău.
În momentul în care cineva mi-a făcut rău, care este preocuparea mea? Cum să-i o plătesc? Vă aduceți aminte ce zice Scriptura despre Lameh în Vechiul Testament? Ce am omorât un om pentru vânătaia mea. Adică am plătit cu vârf și îndesat. Asta este viața veche. Cineva mi-a făcut rău, apoi caut să-i o plătesc cu vârf și îndesat. Viața nouă. Viața nouă spune altceva. Faceți bine. Faceți bine celor, celor care vă fac rău. Și atunci, dragii mei, întrebarea pe care o pun, asta înseamnă că botezul are conținut, nu este doar o formă. Și atunci revin la botezul nostru. Botezul nostru a rămas doar o formă fără conținut sau are conținut? De la botez am început să trăim o viață nouă. În momentul în care botezul este doar o formă, dar nu se schimbă nimica, eventual biserica la care mergem, eventual, nu știu, anumite lucruri din acestea, dar nu se schimbă nimic în interiorul meu, nu se schimbă nimic în inima mea, atunci dați-mi voie să vă spun că botezul este doar o amăgire. Dacă botezul este piatra de temelie, dacă botezul este acel punct de la care trăiesc altfel, viața mea este trăită altfel, atunci botezul acesta nu este o amăgire. Acesta este o realitate recunoscută și consemnată în ceruri. Doamne, ajută-ne ca așa să fie botezul pentru noi. Și în ultim gând în această seară. Botezul nu este o amăgire atunci când nu este considerat sau nu este făcut ca o poliță de asigurare. Vedeți, dumneavoastră, se tot vorbește astăzi de vaccinul anti-COVID. Și ați văzut, unii sunt pro, trebuie făcut, alții sunt contra. Nu vreau să intru în polemică, nu vreau să discut despre aceasta, dar care este rațiunea acestui vaccin? Domnule, ar fi posibil ca la un moment dat să te întâlnești cu virusul acesta și ca să scapi, să nu te afecteze, ar fi bine să te vaccinezi. Ei, cam așa ceva gândeau oamenii din textul acesta. Oamenii aceștia ziceau, va veni mânia lui Dumnezeu. Oamenii aceștia mai credeau în mânia lui Dumnezeu. Ei credeau că Dumnezeu la un moment dat își va dezlănțui mânia. Și aveau ei niște lucruri pe care se bazau. Suntem fii ai lui Avram, avem legea, suntem poporul cu care Dumnezeu a intrat în legământ, dar au început să gândească și dacă totuși Dumnezeu cere și botezul, să nu avem a face, să nu ne confruntăm cu mânia lui Dumnezeu, ar fi bine să ne și botezăm. Și spune Scriptura că au început să vină la Ioan pentru a fi botezat. Și Ioan îi întâmpină cu cuvintele pe care le menționam mai la început. Pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Trebuie să înțelegeți că de mânia viitoare nu scapi printr-un ritual, nu scapi printr-o formă. Și aduceți-vă aminte, Apostolul Pavel, în Romani, în capitolul 1, la versetul 18, spunea mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Mânia lui Dumnezeu nu este o problemă teoretică, nu este ceva iluzoriu, nu este ceva de domeniul posibilului, ci mânia lui Dumnezeu este ceva de domeniul certitudine. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Cum să scap? Cum să scap de mânia lui Dumnezeu? Să fug de mânia lui Dumnezeu n-am nicio șansă. Și psalmistul în psalmul 139 vine și spune, Doamne, unde mă voi duce departe de fața ta? Dacă voi lua aripile zorilor, ești acolo. Dacă mă voi duce în adâncul mării, și acolo ești. Dacă mă voi duce acolo unde este întuneric, zice, totul se preface în lumină în jurul meu. Doamne, unde să mă duc departe de fața ta? Și concluzia psalmistului este, nu pot să fug. Vă aduceți aminte că în cartea Apocalipsa, Scriptura vine și ne spune că atunci când se va dezlănțui mânia mielului, oamenii vor alerga la munți, vor alerga la dealuri și vor striga, acoperiți-ne, acoperiți-ne căci a venit mânia mielului, că s-a dezlănțuit mânia mielului. Și atunci unii zic așa, măi, dar dacă mă botez scap, dacă mă botez, atunci Dumnezeu este acela care va ține cont și eu într-o zi voi putea spune, Doamne, dar am făcut lucrul acesta.
Vreau să înțelegem, dragii mei, nu aceasta este rațiunea botezului. Nu acesta este lucrul care trebuie să ne motiveze la botez, nu. Ci botezul nostru trebuie să arate atașamentul nostru, identificarea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Faptul că noi am decis în momentul în care ne-am botezat să trăim asemenea Domnului Iisus Hristos, să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Știți ce spunea Mântuitorul? Dacă voiește cineva să vină după mine, atunci să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Asta ne scapă de mânia viitoare. A ne identifica așa cu Domnul Iisus Hristos, a merge, a umbla cu Domnul Iisus Hristos. Botezul nu este ceva. Nu este ceva care e așa, ca o poliță de asigurare, ca ceva care să-mi zicem, poate că mă va ajuta într-o zi, n-am acum nevoie de el, dar cine știe, când se va dezlănțui mânia lui Dumnezeu, poate că îmi prinde bine să fac și lucrul acesta și hai să-l fac, că nu mă costă nimic. Dacă gândim în termenii aceștia, atunci botezul este o mare amăgire. Dar dacă botezul nostru semnifică sau marchează momentul în care am spus de azi înainte eu vreau să fiu al Domnului, de azi înainte eu vreau să trăiesc asemenea Domnului și Mântuitorului meu, asemenea Domnului Iisus Hristos, atunci botezul nu este o amăgire. Atunci botezul este un act de care cerul a luat, sau pe care cerul a consemnat, de care cerul ține cont. Și acesta într-o zi va duce la ceea ce spunea Mântuitorul, la mântuirea sufletului nostru. Dragii mei, ne întrebăm în seara aceasta, oameni care au fost botezați, și nu ne referim la cei care au fost botezați neapărat în bisericile tradiționale, chiar între noi, și permite să o spun și o spun cu durere, și o spun cu responsabilitate. Eu cred că și între noi sunt oameni care s-au amăgit doar atunci când s-au botezat. Care n-au realizat ce înseamnă botezul, care n-au pus la baza botezului ceea ce trebuia să pună. Și ei, da, sunt în membrii, sunt înscriși în registrele bisericii noastre, dar care n-au nimic a face cu ceea ce înseamnă arhivele cerului. Pentru ca botezul nostru să nu fie o amăgire, el trebuie bazat pe cuvântul lui Dumnezeu și nu pe obiceiurile sau pe moda vremii. Pentru ca botezul nostru să nu fie o amăgire, el nu trebuie să se reducă doar la o formă, ci el trebuie să aibă conținut, să marcheze o schimbare de viață. Și pentru ca botezul nostru să nu fie o amăgire, el nu trebuie folosit ca o poliță de asigurare împotriva mâniei lui Dumnezeu, ci el trebuie folosit ca un act de atașament, ca o declarație prin care noi spunem tuturor că suntem ai Domnului și că vrem să trăim asemenea Domnului și Mântuitorului nostru. Doamne ajută-ne! Amin! Haideți să ne ridicăm în picioare pentru rugăciune. Stăm înaintea lui Dumnezeu, îl binecuvântăm pentru sărbătorile acestea petrecute în casa Domnului și ne încredințăm în mâna Domnului și pentru zilele care ne stau înainte, care Dumnezeu le știe și durata lor și problemele cu care noi ne vom confrunta în decursul lor. Împreună cu fratele Nicoară ne rugăm Domnului. Da, Doamne. Da. Amin. Da. Amin. Iar aceluia care poate să facă mult mai mult decât credem sau gândim noi, Domnului și Mântuitorului nostru să-i fie gloria, slava și cinstea acum și veșnicia întreagă. Amin. Vom cânta o ultimă cântare în cadrul acestei slujbe, ne vom și binecuvânta unul pe celălalt. Apoi, în nădejdea că Dumnezeu va aduce clipa revederii în casa Lui, noi ne vom despărți și vom merge spre casele noastre. Rămâi cu noi, păstor iubit, în clipă de vegheri, până la ceasul cel dorit al Sfintei Învieri. Până la ceasul cel dorit al Sfintei Învieri. Amin.
Amin, Dumnezeu să ne binecuvinteze.